friends! Salutare, prieteni! Sunt eu, prietenul vostru, Truly Călătorul. Și după cum v-am obișnuit, astăzi o să învățăm 10 lucruri interesante despre țările din Regatul Unit. O să începem cu țara numită Anglia! Hai să începem! Anglia îi are ca vecini pe Scoția, Marea Nordului, Marea Irlandei și Țara Galilor. Și are capitala la Londra, care este un oraș foarte, foarte mare și foarte frumos. Și are o arhitectură foarte, foarte veche și impresionantă. Să știți! Obiectivele turistice din această țară sunt nenumărate. Adică dacă o să ajungeți acolo, puteți să vizitați Tower Bridge, London Bridge, Buckingham Palace și, bineînțeles, Big Ben, care este un ceas foarte, foarte mare și care sună la fix toate orele. Drapelul țării este alcătuit din două culori, adică alb și roșu. Albul simbolizează pacea și onestitatea și roșul simbolizează curajul și valoarea. Mâncarea tradițională din această țară este, bineînțeles, micul dejun englezesc, care conține o grămadă de lucruri interesante, adică fasole, cârnați, roșii, cartofiori și ciuperci. Și bineînțeles, ceaiul englezesc, care este foarte renumit în toată lumea. Ziua națională a acestei țări este... Ghiciți ce? Nu există! Este fix când este ziua reginei, adică pe 13 iunie. Adică tot vara, tot se bucură de soare. Deși în Anglia plouă destul de des. Și vreau să vă mai spun o curiozitate foarte interesantă. Să știți că jobenul meu este din Anglia. Pe vremuri acolo, domnii, adică gentlemanii, purtau jobeni. Nu exact ca al meu, era puțin mai închis la culoare, era de fapt negru. Și era atât de înalt pentru că puteau să intre cu el în mașinile lor. Da. Cel mai vechi oraș din această țară se numește Colchester și a fost prima dată atestat într-o carte, pentru că pe vremea aia nu exista internet de aia. O curiozitate foarte amuzantă este că este ilegal să nu porți șosete la mai puțin de 100 de metri în prezența reginei. Și dacă ajungeți vreodată în această țară, nu uitați să mergeți să vedeți schimbarea gărzii de la Buckingham Palace, pentru că este foarte interesantă. Mai ales că domnii ăia cu căciulile acelea foarte mari nu au voie să se miște deloc. Și o să fie foarte amuzant și distractiv. Expresiile de bază din această țară sunt din limba engleză și sunt cam acestea. Mulțumesc se spune thank you. Iartă-mă se spune forgive me. Te rog frumos se spune please. Iar te iubesc se spune I love you. Astea au fost 10 curiozități despre Anglia. Vă doresc să ajungeți acolo pentru că este superbă această țară, este foarte frumoasă. Spor la călătorit, spor la distracție, până data viitoare, eu sunt prietenul vostru călător Truly, v-am pupat, pa, pa, bye, bye!